Oameni dragi, vă invit să deschideți cuvântul Domnului în cartea Iov și să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu de aici, începând cu versetul 1 până la versetul 10. Iov, capitolul 2, 1 la 10. Cornilescu a intitulat pasajul acesta Satana învinuiește pe Iov. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curată la suflet, el se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, el se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină, fără motiv? Și Satan a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satane, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine, șezând pe cenușă. Nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Nu este duminică seara, nu este sanctuarul plin, dar partea bună este că noi suntem aici. Și ne bucurăm de harul pe care ni l-a dat Dumnezeu să putem veni. Să avem mintea întreagă ca să putem deosebi binele de rău și să putem face decizii care îl onorează pe Dumnezeu și pe noi ne așează sub protecția milei sale. Viața are multe etape și procesul ei ne trece prin toată călătoria. O călătorie care e uneori mai ușoară, alteori mai grea, dar întotdeauna în compania Domnului. În seara aceasta am ales acest pasaj pentru ca să surprind suferința lui Iov și în mod deosebit exemplul său de suferință. Sunt multe mii de ani de când a fost scrisă cartea aceasta, sub inspirația Duhului Sfânt, sub inspirația divină, dar ceea ce s-a întâmplat cu el atunci e și din comun de grav, dramatic, rămâne pentru noi un exemplu. Vedeți, e atât de înalt exemplul lui de suferință, încât oricât de mult am suferit noi, suntem departe de a ajunge la nivelul de suferință al lui Iov. Și, totuși, la nivelul acesta înalt de suferință, excelența comportamentului său face din el un titan al credinței. Noi avem tendința să ne manifestăm nemulțumirea din nimic, să ne plângem, să ne victimizăm, să pozăm în eroi, dar priviți la acest bărbat, prin câte a trecut și totuși rămâne înaintea Domnului într-o atitudine de exemplară, ținută morală și spirituală. M-am gândit să numesc predica mea Ce să faci când treci prin suferință și să menționez faptul că dintre toate contestările aduse creștinismului, indiferent de timpul în care oamenii contestă, probabil că cel mai dificil pentru creștinism este să explice cum se împacă dragostea lui Dumnezeu față de oameni cu faptul că El îngăduie uneori ca oamenii să treacă prin suferință. Noi știm că Dumnezeu are puterea ca să-i vindece pe oameni și să evite suferința din viața lor și totuși nu o face. Noi care suntem educați într-o perioadă a istoriei îmbibată de umanism, ni se pare nedrept, uitând faptul că Dumnezeu nu are nicio obligație să ne facă nouă servicii.
Mai mult de atât, El care conduce universul și care are o viață, o existență, nu o viață, o existență fără limite, fără sfârșit, nemăsurabilă, El are planurile Lui, iar noi ne încadrăm în planurile Lui Dumnezeu, chiar dacă nu în toate. Cum poate un Dumnezeu iubitor să îngăduie atâta suferință în viața lui Iov? A participat la discuția cu diavolul și la o citire neatentă ai avea impresia că Dumnezeu l-a trădat pe Iov, lăsându-l în mâna nemilosului Satana. Adevărul este că bucuria și suferința fac parte din viața oamenilor. Noi ne bucurăm de una dintre ele și ne supărăm de cea de-a doua. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm care a fost statutul lui Iov. Tocmai datorită acestui statut, el a avut o ținută înaltă în timpul suferinței. Am citit inclusiv din Scriptură, acolo unde Biblia ne spune despre cum este Iov înaintea Domnului. Versetul 3. Nu este nimeni ca el pe pământ. Afirmația este extrem de înaltă. Adevărul este că în vremea aceea nu erau 1 miliard de oameni pe pământ. El este fără prihană. Fără prihană înseamnă fără păcat. Este curat la suflet. Cel mai greu nu este să îți ții corpul curat și să ții sufletul curat. Apoi, el se teme de Dumnezeu și ca o consecință a temerii de Dumnezeu se abate de la rău. Noi ne cunoaștem fiecare viața. Dacă Dumnezeu și-ar permite sau ar alege în seara asta să spună public ce ascundem noi în cutiuța asta, probabil că unii dintre noi ne-am face de-a dreptul de rușine pentru restul vieții. Și atunci când ne permitem să trăim în stilul ăsta de viață, ajungem să nu ne mai temem de Domnul și să nu ne mai fie rușine de oameni. Aceasta e cea mai deplorabilă stare în care un om poate să ajungă. Din nefericire, dacă cineva ajunge așa în mijlocul adunării, aceasta este o teribilă ironie. Statutul lui Iov este un statut înalt și în ciuda încercărilor fără măsură, Dumnezeu îl prezintă pe Iov ca pe o persoană care a primit harul necesar să rămână în fața Domnului într-o atitudine de credincioșie, de ascultare și de smerenie. Dacă ne uităm în Scriptură și vorbim despre originea suferinței lui Iov, putem să spunem câteva lucruri. Satana îl acuză pe Iov de oportunism și îi spune lui Dumnezeu, încercând să-l ponegrească pe Iov, că de fapt loialitatea lui Iov nu este motivată sincer, ci este un fel de recompensă la binecuvântările pe care el le primește de la Domnul. Și îndrăznește să-i spună diavolul, după cum și astăzi îndrăznește cu noi, dacă tu nu-l vei mai binecuvânta, nu va mai exista o cauză, el nu te va mai asculta, nu va exista nici efectul. Adevărul este că experiența lui Iov încercat demonstrează că Satana n-a avut dreptate. Iov a avut o inimă curată. Surprinzător este faptul că Dumnezeu îl lasă pe Iov în mâna Satanei. Ori de câte ori veți fi tentat să vă supărați că Dumnezeu nu vă scoate din suferință și din necaz, să vă aduceți aminte că pe Iov, pentru o vreme, l-a lăsat în mâna Satanei să fie încercat. A venit vremea când Dumnezeu l-a scos și i-a dat înapoi mai mult decât avea înainte, dar pentru o vreme Dumnezeu l-a lăsat expus. N-a fost din indiferență, nici din răutate. A fost un plan al lui Dumnezeu, pe care nici după 1000 de ani nu-l înțelegem bine. Natura suferințelor lui Iov este complexă. De ce? Pentru că în primul rând a fost o suferință fizică. El și-a pierdut sănătatea, nu mai avea somn. Știți cât de greu este să nu te poți odihni. Și noaptea e lungă când nu poți să dormi. Și nu numai că nu poți să dormi, te învârți ca un șurub în pat de durere, de suferință. Așa a fost omul acesta. El a rămas cu jalea și cu amărăciunea. Biblia ne spune,
Iov a fost lovit cu o bubă rea. Buba este dureroasă, dar dacă mai e și bubă rea, probabil că e aproape insuportabilă. Dar din picioare până în creștetul capului. Ce-o fi fost ăsta? Nu știu. Probabil vreun cancer, vreun psoriazis, vreo cine știe ce mâncărime. Apoi Biblia vorbește despre suferința lui emoțională. Omul ăsta și-a pierdut familia, și-a pierdut munca de o viață, și-a pierdut sănătatea. Eu am o problemă cu degetele de la mâna stângă de prin ianuarie 5 când eram în România. Aici există doi nervi, unul pentru degetele acestea mai mici și unul pentru acestea trei mai mari. Și la mine sunt afectate mai mult astea mai mici decât astea mai mari. Dar atunci când am vrut să deschid, să închid geamul la mașină, că eram în mașină, mi-am dat seama că nu mai pot să fac asta. Și m-am speriat, nu știam ce se întâmplă. Și după aceea mi-am dat seama că am mâna amorțită și alte simptome în sfârșit. Am crezut că e de la cap, că o fi un stroc. Am trecut printr-un pic de întrebări. Și pentru că nu sunt medic de meserie, sigur că am crezut că sunt mai bolnav decât sunt de fapt. Însă nu este ușor să te împaci cu faptul că nu-ți mai poți folosi o mână. Nu pot să mă închei la nasturi, dacă vreau să-mi pun mănușa în mâna asta nu pot să o trag, pentru că nu am putere în degete. Și e foarte frustrant. Ei bine, dar să ai cancer sau să nu mai poți să faci mâncare, sau cine știe ce alte dureri cumplite prin care poate trece un om, psihicul lui se prăbușește și omul intră în disperare și în depresie. Pentru că depinzi de alții și alții nu-s dispuși să te ajute. Stai la mâna lor. Îți aduce aminte de ani când puteai ușor să-ți faci serviciile astea, ba le făceai și pentru alții. Și acum ai ajuns la mâna unor oameni care n-au chef să te ajute. Asta te poate împinge într-o stare de anxietate care devine mai gravă decât starea de boală în care te găsești. Imaginați-vă la omul ăsta, a avut o grămadă de animale, un om foarte bogat, 10 copii au murit ca 10 muște pe care le omori într-un fel. Și apoi el nu mai era om, stătea pe o grămadă de gunoi și se scărpina cu un ciob. Emoțional, omul acesta a fost foarte afectat. Apoi el a avut o suferință spirituală, pierderea copiilor, a proprietăților, așa cum spuneam. Vedeți, pe noi ne supără cineva așa, din nimic, o vorbă. Domnule, și suferim 2 luni ca după o operație. Nu să vă puteți imagina să-ți moară 10 copii? Nu, nu avem cum să ne imaginăm. Noi ne imaginăm doar atunci când experimentăm. Iov a trecut printr-o suferință teribilă. Eu n-am pierdut niciodată un copil. Ce am eu, nu am pierdut niciodată. Dumnezeu mi-a păstrat mașina, casa, hainele și ce mai am. Dar omul ăsta le-a pierdut pe toate într-o perioadă scurtă de timp. Atunci când încercăm să explicăm suferința, încercăm să facem ce nu vom reuși niciodată. Suferința nu poate fi explicată, pentru că ea nu are logică. Suferința poate fi doar experimentată, dar explicată nu prea ai ce să explici. De ce e omul bolnav? Încercăm noi că e voia lui Dumnezeu, că boala este consecința păcatului și avem dreptate. Dar răspunsul e firav, nu satisface. Satan folosește suferința pentru a-l răzvrăti pe om împotriva lui Dumnezeu. El știe că omul se va aștepta să fie vindecat. Și pentru că Dumnezeu nu-i vindecă pe toți oamenii, omul se simte trădat. Mi-ai promis în Scriptură că mă vindeci. Mi-ai spus să chem pe prezbiteri și să mă ungă cu un de lemn și mă voi face sănătos. Și uite că i-am chemat de 2 ori în 2 luni sau într-o jumătate de an. Și nu m-am vindecat. Și atunci omul își dă seama că Dumnezeu nu îl ajută. Și fiind neajutat de Dumnezeu în care a avut încredere o viață, omul își pierde credința și în necredința lui se răzvrătește. Iar diavolul și-a atins scopul. Cu ce? Cu o problemă de sănătate. A avut dreptate diavolul că omul are tendința să facă schimb cu Dumnezeu, primește sănătate, binecuvântări și protecție și îi dă în schimb niște rugăciuni, niște cântări de laudă și nu mai știu ce. La schimb, Dumnezeu nu suportă acest business.
Suferința este provocată de păcat. În timpul suferinței, Iov a fost un om echilibrat și pur și simplu a reușit să-și țină gura. Când soția lui l-a incitat, l-a provocat, omul ăsta îi dă un răspuns incredibil. Dacă nu m-am supărat pe Dumnezeu când mi-a dat, de ce să mă supăr când îmi ia? Că nu mi-a luat decât ce mi-a dat. Bine că nu mi-a luat tot, nu mi-a luat viața. Nu mi-a luat mintea. Câți dintre noi putem să răspundem în ziua necazului? Le știe Domnul pe toate, dar dimpotrivă, ne facem ca niște zmei. Sau ne ofilim, nu mai venim la biserică, ne pierdem credința, spunem cuvinte grave. De ce? Pentru că Iov e departe. Să nu spun că suntem noi departe. Oamenii lui Dumnezeu, dacă credința pe care o avem în Dumnezeu nu ne duce aproape de Domnul și nu ne face imitatori ai lui Dumnezeu sau ai marilor bărbați ai lui Dumnezeu, atunci întreb eu, ce fel de credință avem? Să bei apă să nu-ți treacă setea, ai mai bea? Nu, doar te umfli în burtă. Ce rost are să bei apă dacă nu-ți trece setea? Întotdeauna când bei apă, setea ne trece. De ce să ai o credință cu care nu poți să faci nimic? Că e moartă. Credinciosul trebuie să gestioneze suferința în viață. Trebuie să gestionăm singurătatea, trebuie să gestionăm trădările, trebuie să gestionăm lipsa de recunoștință a unora, trebuie să gestionăm durerea, trebuie să gestionăm nedreptatea și multe, multe, multe lucruri cu care ne luptăm. Ne simțim jefuiți de multe lucruri și atunci vorbim ce nu trebuie, gândim ce nu trebuie, începem să urâm chiar, să ne răzbunăm. De ce? Pentru că nu avem putere. Avem doar cuvinte. Atât. Suntem tăcuți și echilibrați când suntem bine și sănătoși. Dar când se atinge Domnul de noi și ne-a luat jucăria numită sănătate, oportunități, bani și alte facilități, dintr-o dată nu mai suntem buni de nimic decât un potop de nemulțumiri și de cuvinte grele. Oamenii lui Dumnezeu, noi suntem cititorii acestei cărți, iar ea este plină de oameni de ispravă, oameni eroi ai credinței. Și în seara aceasta vorbim de unul dintre cei mai puternici, omul care a răbdat suferința tăcând. Când o să învățăm și noi să nu mai vorbim când suntem supărați? Că omul supărat spune prostii. Omul la supărare vorbește cu asprime, vorbește apăsat, vorbește cu greutate. Ar trebui să fugim de starea asta, că ea ne expune, ne facem de rușine, ne pierdem reputația. Oamenii află și își pierd respectul pentru noi sau față de noi. Tot ce strângem în viață este numele nostru. Se merită să-l tăvălim în noroi după ce am muncit 10 de ani pentru numele ăsta? Nu că avem nevoie de nume mare, dar mărturia unei vieți este aproape singurul lucru cu care un om rămâne. Uitați ce spune un alt mare bărbat al Bibliei. Eu apreciez, socotesc, că suferințele din vremea de acum nu merită să fie puse în comparație cu slava viitoare care se va descoperi față de noi, copiii lui Dumnezeu. În nădejdea aceasta am fost mântuit și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că ce se vede nu mai poate să fie nădăjduit, sperat, ci doar ce nu se vede. E un pasaj din Roman, capitolul 8. Pavel aici vorbește despre ce înseamnă să ai ce nu se vede încă. Să te faci stăpân, prin credință, peste harul care urmează să-ți fie dat, dar nu astăzi, nu acum. Cât a stat Iov fără copii? Cât a stat fără casă, fără animale? Cât a stat cu pielea plină de sânge și crăpată ca și călcâiele unora care muncesc în agricultură? Mult timp.
Au fost ușoare zilele acelea? Nu. Dar zilele acelea au fost un examen al calității vieții spirituale a lui Iov. El a fost încercat în acele zile. A fost la examenul de admitere și a trecut, dar nu vor trece toți. Venitul la adunare nu-i totul. Care a fost perspectiva Mântuitorului și a apostolilor în legătură cu suferința? În Biblie suferința este prezentată ca o pedeapsă pentru păcat, dar și ca o metodă de a te feri de păcat. Pentru că omul când trece prin suferință devine mai atent, devine mai grijuliu, își vede limitele. Când suntem sănătoși și avem de toate, ni se cam urcă la cap. Chiar dacă noi ne luptăm să nu ni se urce, e o ispită mare să nu ni se urce. Trebuie să acceptăm faptul că Hristos, despre care noi pretindem că este modelul nostru, a fost desăvârșit nu prin sfătuire, nu prin școală, nu prin instruire, nu prin seminarii, a fost desăvârșit prin suferință. Dacă El a fost desăvârșit prin suferință, cum ne permitem noi să credem că noi vom fi desăvârșiți prin altceva? Nimeni nu desăvârșește ca suferința. Suferința e brutală. Suferința e violentă. Suferința e îngrozitoare. Suferința te rezolvă repede și bine, pentru că e un instrument ascuțit și usturător. Suferința nu este hai, te rog frumos. Considerând că acest adevăr este inspirația lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm faptul că uneori Dumnezeu ne curăță sau ne curățește de anumite lucruri din viața noastră prin suferință. Și suferința nu înseamnă neapărat o suferință fizică. Orice formă de durere, orice formă de inconveniență, de ceva ce deranjează, este o formă de suferință. Apostolul Petru le reamintește credincioșilor în capitolul 4, în prima sa epistolă, în versetul 12, spunându-le să nu vă mirați. De ce oamenii se miră? De ce se miră? Se miră că și ei au ajuns bolnavi. Dar zice, alaltăr n-aveam nimic, Domnule. Am auzit că moare un om și începem să vorbim unii cu alții. Și Domnule, ieri m-am întâlnit cu el la cafea. Auzi ce minune că te-ai întâlnit ieri cu el la cafea. Și? Azi a murit. Și? Unde-i problema? Toți oamenii au o ultimă zi și în penultima zi au băut cafea cu cineva. Ce ar trebui să se întâmple înainte să moară omul? Să stea 2 luni încuiat în casă, să zacă în pat? Nu toți trec prin asta. La unii e fulgerător. Petru spunea, nu vă mirați de suferința, de încercarea de foc care este între voi, în mijlocul vostru, care a venit peste voi, de ce? De câte ori privim suferința ca o încercare? Noi suntem tentați să o privim ca o pedeapsă când e vorba de alții. Atât de pregnantă, atât de reală e asta în adunare, încât sunt oameni care nu vor să le fie pus numele pe scrin când sunt bolnavi, că ei știu că mentalitatea bisericii este să-i judece că i-a pedepsit Dumnezeu, că nu sunt buni. Păi dacă Dumnezeu ne-ar pedepsi pentru că nu suntem buni, numele la toți ar fi cocoțat pe lista de rugăciune. Uitați care e perspectiva lui Petru. E o încercare, adică o verificare, adică o examinare. Nu vă mirați de examinare. E firească într-o viață de om. Nu toți sunt încercați la fel, dar toți sunt încercați. Apostolul Pavel și el spunea ceva asemănător. Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. Puteți să vă încordați un pic atenția? Vă rog, nu cel ce prigonește este evlavios, ci cel care este prigonit este evlavios. Nu cel ce prigonește este evlavios. Când cineva prigonește, niciodată nu va avea un răspuns mulțumitor pentru Dumnezeu, pentru prigoana lui.
Mi-am bătut nevasta că mi-a răspuns. Auzi, domnule, regele pământului, a răspuns nevasta. Zici că s-a căsătorit cu un copil. Nu știu ce n-a făcut sau bine sau ce a făcut rău, pentru că celălalt e de vină că zice, de-aia i-am zis și eu așa, pentru că el, deci ce a zis el e rău, ce ai zis tu nu mai e rău. Ce subiectivism bolnav, cum știm noi să ne scoatem din orice chestiune. Frații mei, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace. În lumea aceasta veți avea multe necazuri, dar îndrăsniți, pentru că eu, parcă ar spune Domnul, dar nu spune așa, pentru că eu prin aceste necazuri ca și voi am biruit. Toți trecem prin greu, nu-i la fel și nu e în același timp, dar unul într-un loc, altul în altul, unul într-un timp, altul în altul, fiecare trecem prin necaz. Și felul în care am trecut poartă un rezultat al încercării prin care am trecut. În ultimul capitol al cărții Iov este explicat faptul că suferința îl face pe Dumnezeu nu doar necesar, îl face și real. În suferință Dumnezeu devine real, dar nu real la nivel teologic, ci de data asta la nivel empiric, adică experimental, practic. Iov explică în primele 40, Iov explică în capitolul acesta că l-a cunoscut pe Dumnezeu și că prin suferință l-a văzut. Ce spunea el? Am auzit vorbindu-se de tine, dar acum, când acum? Prin suferința prin care am trecut, acum te-am văzut, te-am cunoscut. Suferința ți-l descoperă pe Dumnezeu, descoperă valențe, aspecte, trăsături pe care nu le-ai știut. Că orice carte nu poate bate experiența niciodată. Care sunt etapele suferinței? Chiar dacă Biblia nu vorbește academic despre etapele suferinței, totuși, dacă ne uităm la oamenii care au suferit, observăm că prima etapă este etapa impactului. E momentul în care s-a lovit. Te lovești de cineva. Mai devreme se făcea referire la o prorocie care a spus, nu vă loviți unii de alții. Bă, oameni buni, e atâta loc. De ce trebuie să te lovești de mine și eu de dumneata? E mult loc, mă, frați, mă. E așa de mult loc. Care-i problema? Tăbărâm pe locul ăsta, tăbărâm pe locul ăla, tăbărâm... Sunt zone preferate. Știu că e incomod să vorbim despre treburile astea și nici nu-i scopul meu să vorbesc despre asta, dar vreau doar să vă spun că e așa de mult loc, însă toți ne învârtim în jurul la dulceață, la putere, la oportunități. De ce? Pentru că scopul nostru nu e ăla, ci ăsta. Că dacă ar fi ăla, atunci am avea alte reguli, alte principii. Dar e ăsta, acum și aici, nu acolo și atunci. E puțin radical ce spun, dar în mare parte este adevărat. Întotdeauna există un impact. Apoi omul încearcă soluții, caută soluții. Și eu când m-am trezit cu neputința asta la degete, am încercat să găsesc leacuri. Am fost la doctori, la tot felul de doctori și până la urmă mi-au spus că, uite, domnule, asta este soluția, trebuie să-ți facem o operație. Ok, bun, acum în mintea mea sunt liniștit pentru că am găsit soluția. Urmează o operație. De multe ori operația este o soluție. Uneori ungerea este o soluție. Dumnezeu are metodele Lui. El nu ne întreabă pe care o vrei ca la prăvălie. El hotărăște. Și bine este să ne temem de Domnul și să încercăm cu smerenie să înțelegem care este soluția pentru noi. Încrederea este absolut importantă. În suferință trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Dacă nu avem încredere în Dumnezeu, ni se face frică și frica ne domină gândirea. Ne simțim singuri, neputincioși,
simțim că boala ne înghite și pur și simplu nu mai avem nicio soluție. Alții se retrag, se supără, nu mai vin la biserică, nu mai vorbesc cu nu știu cine, în familii, rudele extinse, tot felul de situații complicate. De ce? Pentru că oamenii nu știu să gestioneze suferința. În mintea lor sunt prea buni pentru ca Dumnezeu să-și permită să-i treacă prin suferință. Oricum, e rău să fii mândru. Din multe puncte de vedere este rău. Apoi este etapa adaptării. De-abia acum începe procesul de vindecare. Te adaptezi la suferință. Dacă eu, mie, mi-a intrat în cap că mâna asta nu mai pot folosi bine, o să încerc să fac cu asta toate lucrurile și cu asta doar ce se poate. În momentul când m-am adaptat la o parțială incapacitate a mâinii mele, totul devine normal. Dar dacă nu mă adaptez și toată ziua zic, a, ce bine era dacă puteam, cum puteam altă dată, nu, altă dată nu mai există, există doar atât. Nu mai am 10 dolari, am 2. Atâta mai am, 2. Mă bucur de ăștia 2, mă adaptez la 2, îmi cumpăr ce pot de 2 și câte zile mai am, aleluia. Dar dacă nu poți să te adaptezi, suferi mult. Suferi și de ce suferi și suferi și de ce produce suferință ca un efect. În sfârșit, aș vrea să închei spunând faptul că suferința este un profesor bun. Mai bun profesor decât suferința e doar Dumnezeu. În primul rând, suferința ne învață că trebuie să ne încredem în Dumnezeu, indiferent ce metodă folosește El să ne vindece. Uneori medicii. Dar încrederea noastră nu sunt în medici, sunt doar un instrument. Noi nu ne încredem în cheia mecanicului care ne repară mașina, noi ne încredem în mecanic. El folosește o cheie, o șurubelniță, o lumină, un ciocan, dar el folosește multe lucruri. Nu ne încredem în cheia mecanicului, ne încredem în mecanic. Noi ne încredem în instrumentul pe care îl folosește Dumnezeu. Odată medicamente, odată un masaj, odată o operație, odată te miri ce. Dar ne încredem în Dumnezeu care folosește întotdeauna ceva. Ei, când trecem prin suferință, ne descoperim vulnerabilitatea. Nu suntem noi așa de mari și tari și nici nu suntem noi așa de grozavi pe când ne credem în sănătate. Suferința ne face bine, dincolo de faptul că doare. Suferința ne coboară, ne smerește, ne cumințește, ne ajută să ne descoperim adevăratul loc, nu alt loc care nu e al nostru, ne face să devenim mai sensibili la nevoile altora. Cei care au cancer în care au avut cancer în biserica noastră sunt foarte reactivi când o altă persoană se îmbolnăvește de cancer, pentru că el se identifică cu ce el ca unul care a avut se identifică cu cei care au în prezent. Eu nu mă identific cu ei, că n-am avut. Am avut prin soția mea, în sensul că am fost martorul ei. Dar eu n-am avut. Însă când ai o problemă, te identifici ușor cu altcineva care are aceeași probleme. Iată dar cum problemele îi unesc pe oameni. Și diferența problemelor îi desparte pe oameni. Formarea și dezvoltarea caracterului. Dumnezeu ne dezvoltă caracterul în suferință. Pentru că suferința, dintr-un anumit punct de vedere, este și un bau-bau, care, știți ce urmează după suferință? După suferință mai urmează un singur lucru, vindecarea sau moartea. Vindecarea e sperată, moartea e probabilă. Și apoi este un model pentru alții care trec prin suferință. Felul în care trecem noi prin suferință devine un model. Dacă noi ne văicărim, practic, care e modelul pe care îl transmitem bisericii? Cântările de laudă sunt pentru sănătoși, nu pentru bolnavi. Bolnavii se plâng toată ziua și cârtesc de mama focului. Iată, dar noi suntem un model în suferință. Demnitatea încrederii în Dumnezeu trebuie să fie o experiență personală. Nu suntem îngeri, oameni suntem, dar ce fel de oameni? Că oameni sunt de multe feluri. Închei spunându-vă faptul că Biblia ne învață cum să ne comportăm în suferință. Și lecția asta este profundă. Iov a trecut printr-o suferință amară și Dumnezeu îl prezintă ca pe un model. De ce trebuie să mă comport eu ca un om fără minte,
imitându-i comportamentul fără minte, când pot să mă uit în cartea lui Dumnezeu la un om ca Iov, exemplu din această seară, și să-mi pun în minte că eu așa aș vrea să fiu și în fiecare zi să încerc să mă gândesc la treaba asta și să mă măsor, să mă evaluez. În felul ăsta se va alege ceva de viața mea, trecând zile și ani și tot exersând. Oamenii lui Dumnezeu, suferința este grea. Ea depășește oratoria noastră și teoria noastră, dar ea este o realitate pe care trebuie să învățăm să o gestionăm și să trecem prin ea cu demnitatea cu care a trecut Domnul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu rugăciune și rugăciunea să fie călăuzită de Duhul Sfânt.